Se intonează imnul național României. Era hotărât numai în aceste cuvinte. Scăpăm de sub stăpânirea străină pe frații noștri de peste munți și din Baiurile Bucovinei, unde Ștefan cel Mare doarme somnul de veci. Dreptul națiunii române de a fi liberată îl recunoaște lumea întreagă, recunosc acum și dușmanii noștri de veacuri, dar odată scăpată din robie, te aleargă în brațele dulcii sale mama. Nimic mai firesc că lumea cu tău în pace, peci văzură ochii mei, mântuirea neamului românesc. La mulțumesc, România! Urmează oficiera serviciului religios. Mărire Sfintei și cele de oființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirit al Adevărului, care pretutindene ești și toate le plinești, Vister al bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează într-un noi și ne curățește de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Cuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dorit viață lumii tale. Iisus, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Doamne, miluie! Ia și în vecii vecilor! Amin! Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel rău? Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Domnul colonel în rezervă, Șerban Alexandru. Distinse oficialități, dragi și bravi militari, dragi copii, stimați simleoani, sfințiile voastre, totdeauna când cineva vine în Simleul Silvaniei, trebuie să fie pregătit pentru o întâlnire cu istoria. Așa se întâmplă în fiecare an, fie că este vorba de 24 ianuarie, fie că este vorba de 9 mai,
de înălțarea Domnului pe ziua Armatei Române 25 octombrie și mai ales, așa cum este de altfel firesc, de ziua noastră națională, care este cea mai mare sărbătoare a poporului român. Astăzi, în întreaga țară, au loc astfel de manifestări, dar sunt ferm convins că la Șimleul Silvaniei este ceva cu totul aparte. Și pentru că aminteam adineauri de câteva zile importante din viața poporului român, și în timp, la 1600, fie și pentru scurtă vreme, apoi la 1859, la 24 ianuarie și mai apoi la Alba Iulia, unde manifestările vor avea un interes deosebit și o fastuozitate de excepție, s-a împlinit la 1 decembrie 1918 visul din totdeauna al românilor. Și pentru că la originea acestor mărețe acte de voință și unitate națională au stat trei bărbați puternici, dați-mi voie, în memoria și pentru cinstirea lor, să le dedic următoarele versuri. Mi-e dor de tine, mi-e dor de voi, Mihai și Cuza, mi-e dor de tine, Ferdinand, mă înfrățesc acum cu muza și odată cu unirea ard. Români, din urbea mea silvană, flori presărați pentru eroi și lacrimi limpezi de sub geană să se reverse acum tăcut în noi. În ziua reîntregirii noastre, sub sceptrul ăstor oameni tari, senin în sufletele voastre, prieteni și iubiți, dragi șimleoane. Vă mulțumesc pentru aceste versuri, pentru modul în care le-ați receptat și sper că au pătruns acolo unde trebuie, în inimile dumneavoastră, și aș vrea să mă adresez conducerii orașului dumneavoastră cu o propunere care sunt ferm convins că va prinde contur, mai ales că peste 4 ani, în 2018, se vor sărbători 100 de ani centenarul de la acest măreț eveniment. Stimate domnule primar, așa cum ați făcut și bine ați făcut ceea ce ați făcut împreună cu Consiliul Local, v-aș adresa respectuoasa rugăminte ca acolo, unde este Corneliu Coposu, să se mai așeze din cel puțin câteva considerente și bustul lui Iuliu Maniu, al lui George Pop de Băsești și al lui Victor de Leu, ca să nu mă refer la ceilalți. Ar fi mult mai mulți, mai ales din Șimleu, pentru că în cei 62 de delegați care au participat la Marea Adunare de la Alba Iulia, reprezentanții sălajului în general și ai Șimleului în special au fost pe cele mai înalte cote de apreciere. Și un scurt și în câteva secunde am încheiat cuvânt pentru cei trei. Iuliu Maniu, pentru că avem aici brava armată română și uitați-vă la comandantul companiei de onoare care a reținut a militarilor din Afganistan și felicit pentru gestul făcut de ei și de dumneavoastră de a da startul de aici, din lângă parc, la cel marș al veteranilor care a pornit din Șimleu Silvaniei și astăzi sunt la Alba Iulia. Tot pe 29 noiembrie, trenul Unirii, așa se numea atunci, a dus delegația sălăjenilor și a cetățenilor de această zonă de țară la Alba Iulia. În al patrulea vagon din această garnitură se găsea și marele George Pop de Băsești, cel care a fost președintele Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. Iar Iuliu Maniu a fost și ofițer de artilerie și a pus ordine în Viena, a pus ordine în Praga,
și ulterior armata română la Budapesta pentru a bloca influențele bolșevismului în Europa. Și în sfârșit, Victor Tăneu, care este de aici, din Pericei, de lângă noi, plecând în fruntea unui grup de voluntari de la Darnița, în 1917 este întâmpinat în gara din Iași de regele Ferdinand, de primul ministru Ionelice Brătianu, de Nicolae Iorga, de Octavian Goga. Și el a spus așa, nu vor fi carpații atât de înalți încât să ne împiedice să trecem peste ei. Inima noastră bate mai puternic decât înălțimea carpaților. Am plecat din țară străină și vrem să revenim în România. Vă mulțumesc mult! Are cuvântul domnul deputat Lucian Bode. Bravi ostași ai armatei române, onorate fete bisericești, domnule primar, dragi șimleoani, domnilor și doamnelor. În urmă cu 96 de ani, poporul român a știut să valorifice admirabil conjunctura internațională favorabilă creată în urma primului război mondial și a desmembrării imperiilor țarist și austro-ungar. Marea Unire de la 1 decembrie 1918 nu a fost rezultatul participării României la război. Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voință al unirii, al națiunii române. Aceasta s-a dovedit mai puternică decât orice guvern sau partid culpabil de egoism sau incompetență și punând în mișcare națiunea, i-a dat acea forță uriașă ca peste toate adversitățile să dea viață aspirației sale, statul național unitar. Așa ne prezintă istoricii unirea, Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Doamnelor și domnilor, au fost multe momente în ultimii 96 de ani în care națiunea română și-a impus voința. Gândul meu în aceste momente se îndreaptă către românii din țară și din toate colțurile lumii, care cu 2 săptămâni în urmă au strigat într-un glas, suntem uniți. După 96 de ani de la Marea Unire, după 25 de ani de la Revoluția Română, care a înlăturat comunismul, Revoluția Tinerilor din 16 noiembrie 2014 ne readuce speranța. Speranța că vom merge înainte, vom duce și greul care încă ne mai apasă, vom munci, vom curăța răul și urâtul și ne vom oferi nouă și copiilor noștri, părinților și bunicilor noștri, viața decentă pe care o merită toți românii într-o Europa unită și prosperă. La mulți ani, dragi români, oriunde v-ați afla, Dumnezeu să binecuvânteze România, Dumnezeu să binecuvânteze poporul român. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul primar al orașului Șimneul Silvanei, domnul inginer Cătălin Septimiu Țurcaș, pentru a prezenta mesajul cu ocazia Zilei României. Onorate fețe bisericești, bravi ostași, domnule deputat, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Ziua de 1 decembrie pentru fiecare dintre noi este o zi încărcată de emoții. Aș începe mica mea intervenție prin a da un răspuns la ceea ce spunea domnul colonel. Sigur, pentru noi există câteva personalități foarte importante și suntem mândri, ca și șimleoani și ca și sălăjeni, că s-au născut aici. Dacă am început proiectul cu Corneliu Cocosu, sigur, suntem obligați să-l continuăm cu, din punctul meu de vedere, cea mai importantă personalitate a Șimleului, respectiv Iuliu Maniu. Și am să vă fac plăcerea pe jumătate. Există proiectul finalizat. Iuliu Maniu va fi în mijlocul nostru, dar nu în parcul central, ci în centrul orașului, respectiv în fața
Băncii Transilvania și sper că în anul 2015 veți fi și dumneavoastră prezent, așa cum sunteți întotdeauna la toate evenimentele, la inaugurarea acestui eveniment deosebit și acestui proiect care spun eu că este unul frumos. Sigur, ziua de 1 decembrie ne face în primul rând să ne aplecăm cu mult respect și cu multă considerație pentru cei care au făcut să existe. Mai mult decât atât, noi românii din Transilvania suntem mândri că suntem aceia care am definitivat România Mare. Sunt mulți oameni care s-au sacrificat de-a lungul istoriei pentru ca această zi să existe. Și astăzi sunt poate mai emoționat ca și altă dată, pentru că unul dintre oamenii la care eu și mulți dintre dumneavoastră a ținut nu mai este aici. Nu mai face oficiile, respectiv domnul Corbeanu. Și domnia sa, ca mulți alții, a fost unul dintre oamenii care zeci de ani s-a sacrificat pentru acest oraș și a fost prezent de fiecare dată la toate evenimentele. Faptul că dânsul nu mai este acum aici este pentru mine și pentru noi un lucru foarte greu de acceptat. Dar viața este cu bune și cu rele, viața merge înainte. Pe lângă faptul că ne aplecăm cu mult respect în fața celor care au făcut să existe această zi, ne bucurăm și de prezent. Ne bucurăm că există cadre militare care au participat la un proiect, dacă vreți să-l numim așa, de a duce steagul de luptă din orașele lor până în Alba Iulia, orașul Unirii. Acest lucru l-au făcut și șimleoanii și aș vrea cu această ocazie să-i felicit pe Maiorul Suciu, care este în fața noastră, pe domnii Oros și Mac, care au alergat de la Șimleu până în Zalău, pentru ca acest proiect de a duce steagul de luptă al Șimleului până în cetatea Alba Iulia să fie unul care să fie dus la bun sfârșit. Vă felicit pentru aceasta. În același timp, mă bucur și pentru viitor. Mă bucur pentru viitor pentru că există oameni patrioți în această țară și în acest oraș și când văd copiii din fața mea, întotdeauna sunt convins de faptul că ceea ce se spunea odată și ceea ce ar trebui să se spună că sunt mândru, că sunt român, va fi dus mai departe, nu numai la nivel declarativ, ci prin tot ceea ce fac ei. Îi mulțumesc domnule Albu, profit de această ocazie, pentru faptul că întotdeauna face ca sărbătoarea noastră să fie mai deosebită, parcă decât în alte locuri. Îi doresc mulți ani de aici înainte să poată să fie în fața acestor copii. Îi mulțumesc în același timp domnului Șerpan, un adevărat patriot și chiar versurile pe care le-a spus sunt convins că au pătruns la sufletul multora dintre noi. Nu în ultimul rând, tuturor celor prezenți, tuturor șimleoanilor care sunt în Șimleu sau sunt plecați departe de Șimleu, tuturor românilor un sincer la mulți ani. Urmează ceremonia depunerii coroanelor de flori. Acolo, nu?
Pământul doinei noastre, Ardealul și Banatul, Crișana, Maramureș, Moldova frământată, de atâtea ori trunchiată, azi vine să se închine puterilor divine, strigând: mărire ție, mărită Românie, unită pe vecie! O ziua sfântă mare, de viacuri așteptată, fii binecuvântată! Protește neamul românesc și pământul care moșii odihnesc. Doamne, o protește neamul să nu piară, să nu priveghească departe de țară. Ne-au călcat străinii, ne-au poftit vecinii, ca și braț în munte, nu ne-o m-a plecat. Și eu fi furtună și de-i vreme bună, vatra românească, noi ne-am apărat. Ne-au călcat străinii, ne-au poftit vecinii, ca și braț în munte, nu ne-o m-a plecat. Și de-o fi furtună și de-i vreme bună, vatra românească, noi ne-am apărat.